Un minuțios bilanț al stării ordinii și disciplinei militare pe semestrul al doilea 1999 în garnizoana Constanța a fost prezentat și analizat astăzi la Cercul Militar de către factorul de conducere a structurilor militare din garnizoană. În prezența domnului viceamiral Corneliu Rădencu, locțitor al șefului statului major al Marinei Militare și a altor personalități militare, au fost dezbătute și numeroase alte probleme vitale pentru organismul militar. Relațiile dintre unitățile militare și spitalul militar, starea infracțională din unități, situația actuală a încorporărilor și multe altele. 66 din abateri au fost produse de militari în termen, iar corpul nouă armată a înregistrat cea mai mare reducere a abaterilor, 50%. Pe ansamblu, situația pe garnizoană e mult îmbunătățită. Au fost cu 47% mai puține abateri decât în semestrul întâi, ceea ce probează schimbări pozitive de amploare în mentalitate și crearea premizelor pentru obținerea unor rezultate încă mai bune. Pentru că, o spun reprezentanții statului major al Marinei Militare, se poate.